Bună ziua! Bine v-am găsit la știrile Observatorul. În următoarele 3 minute vă vom prezenta știrile zilei de astăzi, 28 septembrie 2021. Au apărut noi informații referitoare la cazul bărbatului bolnav de COVID, care s-a aruncat în gol de la etajul 2 a spitalului din Soroca. Astfel, potrivit medicilor, pacientul în vârstă de 67 de ani era în dinamică pozitivă și nu existau suspiciuni că ar trece prin probleme de ordin psihologic. Ba mai mult, medicii spun că bărbatul urma să fie testat repetat și, cel mai probabil, externat. Pe de altă parte, cu câteva ore înainte de tragedie, bărbatul a fost vizitat de rude, a discutat cu ele prin geam și a primit un colet cu haine și cărți. Vă reamintim că poliția din Soroca a pornit o anchetă penală pe acest caz. În orașul Vaedoria din Sardinia, Italia, a avut loc campionatul mondial la powerlifting, la care o evoluție foarte bună a avut-o soroceanul Denis Irimia. Elev în clasa a 9-a la liceul teoretic Ion Creangă, Denis nu doar a câștigat titlul mondial, dar a și stabilit un record mondial la dezdoirea spatelui. Proaspătul campion mulțumește antrenorului Oleg Gresev, dar și celor care au pus umărul la obținerea acestui succes remarcabil, directorului liceului teoretic Ion Creangă, Anatolie Iavorski, Consiliului Raional Soroca și personal președintelui Vyacheslav Rusnak, precum și specialistului în problemele tineretului și sportului, Andrei Jitniuc. Primăria municipiului Soroca a invitat sorocenii la consultării publice, în cadrul cărora va fi audiat raportul de executare a bugetului primăriei Soroca pentru primul semestru al anului 2021. Raportul se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Soroca din 30 septembrie. Din raport aflăm că cele mai mari cheltuieli în prima jumătate a acestui an au fost făcute pentru amenajarea stațiilor pentru transport, construcția gardului la cimitir, procurarea tomberoanelor pentru gunoi, instalarea semafoarelor, deschiderea unui plasament pentru câinii comunitari, amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, efectuarea lucrărilor de marcaj rutier, procurarea unui automobil de marca Ford Transit. Conform datelor oficiale, primite de redacție de la administrația Spitalului Raional din Soroca, astăzi, în spital erau internate cu COVID 81 de persoane, 57 dintre care sunt dependente de oxigen. 5 persoane se tratează în secția anestezie și terapie intensivă, iar alți 5 pacienți au fost trecuți la respirația prin mască. Să mai menționăm că astăzi a fost înregistrat și un caz grav, o femeie gravidă, infectată cu COVID, a fost transferată la o instituție specializată din Chișinău. Atât pentru astăzi. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul observatorul.md. O zi plăcută în continuare!